Salutăm pe toți cei ce sunt prezenți aici, în această sală, salutăm pe cei ce sunt cu noi la adunările părților componente a Bisericii Philadelphia, sau online sau la televizor. Suntem binecuvântați, suntem oameni fericiți pentru că l urmat pe Domnul Isus Hristos și cei care sunt oaspeții noștri astăzi au posibilitatea să se angajeze, să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos și să celebreze viața împreună cu El. Înainte ca să intru, să încep această temă pregătită pentru ziua de astăzi, vreau să vă spun că în viață am uh, uh, luat multe decizii proaste, multe decizii greșite în viața. De multe ori am, am, am pățit o și astăzi vreau să vă povestesc despre prima mea experiență neplăcută în viață care o pot ține minte. Era primăvară, era puțin mai mai târziu, la sfârșitul lunii mai probabil, la începutul lunii iunie. Și împreună cu fratele meu eram mici înainte de a merge la școală. Am un frate mai mic, un an și opt luni, cu Radu. Ne-a venit ideea, nu mai țin minte exact, probabil că eu fiind cel mai mare eram mai creativ, să ne distrăm în iarba vecinului, dar nu iarbă pur și simplu, iarbă cultivată, trifoi, cei care sunteți agricultori știți, era mare trifoiul, și am decis să ne rostogolim prin trifoile de și la vale, ne-am înferbântat, ne-am dezbrăcat paltonașele, aveam paltonașele la fel, părinții ne îmbrăcau la fel, de parcă eram gemeni, la un moment dat ne deranja lucrul acesta în adolescență. Și ne-am distrat bine, ne-am înferbântat, nici nu ne-am mai trebuit, ne am uitat de haine și am venit acasă. Ne-am distrat, ne-am simțit bine, am avut o zi reușită. Seara vine vecinul cu două paltonașe și întreabă pe tata, nu cumva hainele băieților tăi, hainele acestea? Tata spune, da, dar unde le-ați găsit? Păi, și le-am găsit pe ogorul meu, dar ar trebui să vezi ogorul meu. Îmi închipuiți de două ori, de, de două ori vinovați, de două ori în, în, în problema, da? Odată că ne-am pierdut hainele și ne le-au găsit vecinii. În al doilea rând când a mers tata acolo și tata este gospodar, este respectat, s-a prins de cap. Omul n-a mai putut tăia iarba aceea, n-a mai putut cosi pentru că am transformat noi o în de joacă. Și bineînțeles tata a venit acasă și țin, prima dată m-a bătut. Pe vremea noastră copiii erau educați inclusiv și cu metode, metode, fizice, de asta suntem cetățeni de onoare, suntem oameni de încredere, ne-am dezvoltat, suntem responsabili, ok, nu promovez violența în familie, dar tata a venit acasă cu, în Bucovina noi spunem, strujan, un strujan cu un cocean de la porumba. Ce bătaie poți să iei cu un cocean, dar frunzele celea foșnetul ăla, Până în ziua de azi, țin minte, prima pedeapsă de la tata. Au trecut ani și uh, tot timpul am învățat, de atunci știu foarte bine că ogoarele cu iarbă nu sunt terenuri de joacă pentru copii. Am învățat o dată pentru totdeauna, pe care a cea, cea neplăcută. Uh, și în viața am învățat să mă orientez. Am mers la școală, imediat să vedem cum merg treburile aici, ce... Merge ce nu merge, să nu am probleme, să nu fac probleme, m-am angajat la lucru, la primul loc de muncă, cum merg lucrurile. nu noi așa? Noi, în general, stăm destul de bine cu orientarea și schimbarea comportamentului, în așa fel încât să facem față, în așa fel încât să corespundem cerințelor, în așa fel încât să fim bine cotați, să fim respectați, să prezentăm încredere. Cu toate acestea, în anumite împrejurări facem câte una, când noi singuri ne mirăm. Cum am putut să faci așa prostie? Cum am putut spune așa vorbă? Fiecare dintre noi, poate voi nu, dar eu da, ori spunem un cuvânt negândit, ori ne comportăm într-un mod banal, ori luăm o decizie negândită și apoi toți din jurul nostru se miră, bă, asta a ieșit de la el, a venit de la el, de la ea. Așa comportament, așa decis. Cum este posibil? Și te gândești, cum a fost posibil? Și nu știi cum să repare lucrurile, nu știi cum să îți revii la comportamentul normal. Vom discuta despre aceasta puțin astăzi, dar vă reamintesc că noi, la patra duminică discutăm despre balustrade, balustrade și am definit că balustrada este apărătoarea care previne devierea în zone periculoase. Drumuri, scări, balcoane, terase, dar nu doar în aceste domenii, dar chiar și în anumite domenii ale vieții noastre personale. Am discutat despre balustrade în domeniul relațional, balustrade în domeniul financiar, balustrade în domeniul vieții intime și spuneam noi că balustrada de obicei este instalată în zona de siguranță, nu în cea de risc, că n-ar ajuta la nimic dacă o instalăm în zona de risc și ea este de fapt un standard de comportament care devine un reper al conștiinței, un fel de alarmă pentru a ne sensibiliza gândirea noastră, judecata noastră sănătoasă. Ea este creată, barostrada, pentru a minimaliza dauna, pentru a suferi cât mai puțin și de fapt noi spuneam că acest standard de comportament, acest reper pentru conștiința noastră produce o suferință preventivă. Te zgârii ca să nu moare, te lovești ca să nu te traumeze și să rămâi invalid pentru restul vieții, să nu ajungi în catastrofă. Astăzi continuăm și, de fapt, este ultimul mesaj din această serie, da? Ultima prezentare pe această temă. Discutăm despre. Protecția inimii. Ce să faci? Cum să procedezi pentru a-ți proteja inima? Balustrade pentru inimă. Este cunoscut că bolile de inimă se ceră cele mai multe vieți în lume. Din punct de vedere medical, fizic, cei mai mulți oameni mor de inimă. Și tot din punct de vedere medical, științific, este cunoscut faptul că bolile fizice ale inimii sunt cel puțin corelate, dacă nu chiar generate, de bolile spirituale, de bolile emoționale, de dezechilibre și desfuncții neurologice de natură emoțională, sufletească. Nu putem separa inima ca și organ fizic, acea pompă pentru sânge, de centru sentimentelor, a trăirilor profunde, a gândurilor, a suferințelor și a bucuriilor, a atitudinilor și a voinței. Și ca să știm cum să procedăm, ca să știm cum să ne protejăm inima cu mii de ani în urmă, cu aproximativ 3000 de ani în urmă, creatorul inimii, Dumnezeu. Noi, cei care l-am urmat pe Domnul Isus Hristos, stimați oaspeți, avem convingerea fermă, nici măcar nu negociem. Noi credem pur și simplu că Dumnezeu. A creat omul. Dumnezeu ne-a creat și el ne-a creat inimile noastre, el a creat inima omului și el știe cel mai bine cum ea poate funcționa în condiții optime. Cu 3000 de ani în urmă spuneam, Dumnezeu ne comunica printr-un om care este cunoscut în istorie, deosebit de înțelept, adică a analizat lucrurile și a tras concluzii înțelepte. Solomon spunea. Păseșteți inima mai mult decât orice. Păseșteți inima. Oamenii mor de inima. Inima este un organ vital, dar nu doar din punct de vedere fizic, nu doar pentru viața fizică. Inima este centru vieții spirituale ale omului. Este un organ vital din punct de vedere emoțional, din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere spiritual. Și Solomon explica de ce. Păzeșteți, inima mai mult decât orice, pentru că din ea provin izvoarele vieții. Inima omului generează faptele omului. Inima omului generează stilul de viață a omului. Până și statisticile indică că deciziile pe care le iau oamenii, deciziile majore pe care oamenii le iau în viață se bazează peste 80% pe emoții. Noi facem cumpărături la emoție, noi, noi vindem la emoție, noi ne căsătorim, apropo, felicitări pentru căsătorie, ne căsătorim pentru că starea inimii ne determină să ne căsătorim. Noi facem lucruri bune la emoții. Noi facem lucruri rele la emoții. Datorită stării inimii noastre. După, Domnul, după Solomon, Dumnezeu a devenit om în persoana Domnului Isus Hristos și când Isus a fost în lumea noastră, parcă s-a sfătuit cu Solomon. El a spus oamenilor, a explicat, a venit cu Date și mai concrete, cu explicații și mai specifice cu privire la această temă. Isus a spus, din inima, spuneți din inima, inima, din inima, din inima mea, din inima ta, din inima omului în general, ies gândurile rele, dacă n-ați știut, din inima omului ies crimele, adulterul, relațiile sexuale extramaritale, hoțiile, declarațiile mincinoase... Și blasfemeia. De altfel, Domnul Isus Hristos ne conduce, ne asistă să tragem următoarea concluzie. Comportamentul nostru, de fapt, oglindește starea inimii noastre, condiția inimii noastre, inima noastră. El a spus, tot răul pe care oamenii îl fac în viață, vine din inimă. El s-a contrazis cu conducătorii religioși ai vremii, a spus, nu, trebuie să ne comportăm frumos ca să fim curați. Iisus a spus, ba nu, dacă necuratul este în inimă <laughs> și dacă lucruri necurate sunt în inima omului, acțiunile lui, deciziile lui, direcția lui va fi una necurată, va fi una teribilă. Acum noi suntem oameni care vrem să îl luăm în serios pe Dumnezeu. Noi suntem oameni care ne-am angajat și cu devotament îl urmăm pe Domnul Isus Hristos și ne interesează cum să prevenim derapajele în viață. Ne interesează cum să nu facem ceea ce regretăm. Nu e așa că toate regretele din viața noastră sunt conectate cu anumite stări sufletești, sunt conectate cu anumite lucruri pe care le-am purtat în inimă mai întâi. Am, am discutat și am luat decizii să instalăm balustrade în domeniul relațiilor noastre, să nu ne lăsăm duși de gașcă la rău. Dar dacă în inima noastră nu este starea care trebuie, dacă inima noastră nu se bucură de condiții optime, mai degrabă sau mai târziu, ne vom mira și noi de prostiile pe care le-am comis. Am vorbit despre, despre instalarea balustradelor în domeniul financiar al vieții noastre, dar dacă în inima noastră nu este ceea ce trebuie, oricât am încercat să ajustăm și să educăm comportamentul, ne vom da de gol, inima ne va da de gol, ne va face surprize. Am discutat despre moralitate sexuală și am luat decizii să instalăm balustrade pentru a nu ajunge destrăbălați, pentru a nu ajunge imorali. Dar dacă în inima noastră nu există ceea ce trebuie. Ea te va face să faci ceea ce nu trebuie, când nu trebuie, când nu vrei, când nu ți-ai propus, când nu te așteptai. Dacă inima noastră nu este sănătoasă, din punct de vedere emoțional, spiritual, viața noastră, ne face surprize, ne face, ne scapă de sub control. De ce? Pentru că comportamentul nostru, de fapt, oglindește, reflectă starea inimii noastre, exprimă starea inimii noastre. Și în minutele care urmează, foarte repede, vreau să vă propun câteva balustrade pentru sănătatea inimii, pentru a-ți proteja inima. Repet, în această biserică noi nu vă dictăm reguli pe care trebuie să le urmați, să le respectați. În această biserică noi discutăm despre posibilități practice de a face ceea ce putem face pentru a nu ajunge unde nu vrem să ajungem. În această biserică noi discutăm despre modalități practice pe care le-am putea implementa în mod individual, în așa fel încât să trăim în acord cu voia lui Dumnezeu și să ne bucurăm, să celebrăm bunăstarea lui Dumnezeu, îndeplinirea planului lui Dumnezeu în viața noastră și cu noi, cu viața noastră în această lume. Doamne ajută! Vorbim despre Practică, ce să faci în așa fel încât în inima noastră să fie ceea ce trebuie, inima noastră să fie protejată, ca ea să genereze comportamentul acela exemplar, demn de tot respectul oamenilor și de răsplata lui Dumnezeu. Doamne, ajută, dacă sunteți oaspeții noștri, nu sunteți obligați să credem să credeți ceea ce credem noi, nu sunteți obligați să facem ceea ce facem noi. Desigur, pentru binele vostru acum și pentru binele vostru eterna este extraordinară alegerea de a te încrede în Dumnezeu, de a urma pe Domnul Isus Hristos cu devotament și aveți toată libertatea, vă creăm condiții să-L alegeți pe Domnul Isus, să decideți să îl urmați pe Domnul Isus Hristos din toată inima de astăzi. Deci, balustrade. Sunt patru repere. Din experiența mea personală, din experiența oamenilor care l-au luat în serios pe Dumnezeu și care au rezultate deosebite în viață. În inima omului sunt patru indicatori. Acești indicatori sunt liderii tuturor relelor din lumea aceasta. Acești patru indicatori, acești, aceste patru balustrade indică că deja ai depășit limita, că deja te-ai zgâriat, dar s-ar putea... Să experimentezi o catastrofă. Îi rău, dar s-ar putea să fie dramatic, irecuperabil de rău. Și haideți să le discutăm puțin pe fiecare. Îți da? drăguțe? V vă sunt dragi? Aceste cuvinte vă sunt dragi? Nu. No. Primul, primul reper, prima balustradă, Primul indicator, prima alarmă pentru conștiința mea, pentru conștiința ta, este sentimentul de vină, de vinovăție. Îți sunt dator. V-am spus că eu mai vorbesc singur, sună prost, nu? Dar toți avem dialog interior din când în când, nu? Gândim, ne întrebăm, răspundem, da sentimentul de vină, de vinovăție, da? presează inima, împovărează inima, zdrobește inima cu această explicație. Îți sunt dator, ți-am greșit, ți-am făcut rău, am luat împrumut și nu ți-am dat înapoi, sunt vinovat față de tine. Vina poate fi soluționată într-un singur mod. Când te simți vinovat, știi ce trebuie să faci? Știi ce trebuie să faci? Să-ți recunoști vina. Să-ți recunoști vina. E ușor să te rogi. De fapt, asta facem toți și de asta nu trece. De asta nu ajută. Când te simți vinovat, trebuie să-ți recunoști vina și să-ți ceri iertare. Dar vă spun că ți se rupe inima când încerci să faci asta. Nu știu cum sunteți voi, dar mie mi-este tare greu să recunosc că vinovat. Mie mi-este tare greu să-mi cer iertare de la cel pe care l-am ofensat, pe cel care l-am supărat, care știu că l-am provocat, l-am ispitit. Mi-este tare greu. Ce să faci când știi ce trebuie să faci, dar nu poți să faci. Porți în inimă vină, te zdrobește a te ucide, știi că ai făcut-o, știi că e a ta, știi că ți-a aparține problema. Dar dacă vrei să recunoști, dacă vrei să ceri iertare, simți că mori de inimă și mai bine o clocești decât să o dai afară, decât să o rezolvi. Ce-ai de făcut când nu-ți poți cere iertare? când nu-ți poți recunoaște vina. Interesant, nu? Doi, furia, ura, mânia. În dialogul interior îmi ești dator. Dacă vina, îți sunt dator, e problema mea, dar nu o recunosc. Furia te face cocoș. Îmi, te am la mână. Îmi ești dator. Vei plăti și mai ales noi bărbații, stimate doamne, stimate domnișoare, voi prin construcție sunteți diferite, da? cu excepțiile de rigoare. Da? Dar noi conectăm cu bărbăția. Dacă nu mă răfuiesc, ce fel de bărbat Să mă mă ligă, Dacă nu-l pun la punct, da? ce o să zică despre mine? Că n-am curajul? Că nu, că nu înțelegă? Că trebuie pus la punct? Care este soluția pentru furie? Care este soluția? iertarea. Po, dar ți se rupe inima asta, numai ce slabi iartă și cedează lasă de la ei. eliberează pe cel vinovat. Singur, absolut. Cineva a spus, îmi place cum a spus, când nu ierți, când nu vrei să ierți, când nu vrei să lași de la tine, îți faci ție rău. Este ca, acea, a, acea persoană, este ca și când torni benzină pe tine, torni benzină, îți dai foc, cu gândul că dușmanul tău va muri de fum, intoxicat cu dioxid de carbon. Mor de ciudă, gândindu-mă că o să moară la moartea mea, la mormântarea mea cumva. Nu știu cum sunteți voi. Dar mie mi-este foarte greu să iert. Mi-este foarte greu să eliberez pe cel vinovat. Vă este ușor? Ce să faci când știi că dacă nu ierți, îi rău, ți se zdrobește inima, îți împovărezi inima. Știi foarte bine că atât neiertarea, cât și sentimentul de, de vinovăție generează complexe de comportament. Te face de rușine inima când ți lumea mai dragă. Dar nu poți, știi ce trebuie să faci, dar nu poți ceea ce știi că trebuie să faci. Ce de făcut? Lacomia. Se pare că e mai drăguță, dar nu e drăguță deloc. Dră loc. este acel dialog interior. Îmi sunt dator mie. Îmi sunt dator cu mai mulți bani. Îmi sunt dator cu haine mai scumpe, cu lux de ultimă generație. Îmi sunt dator. De fapt, tot ce mișcă în lume, tot ce se oferă, ar trebui să acaparez. Tot ce se produce, tot ce apare, îmi aparține, îmi sunt dator mie. Dacă cumva un sentiment de milă mă vizitează și trebuie să, să, dau cuiva din ceea ce am eu, mi se rupe inima, îmi pierd pacea, nu mai pot dormi noaptea, nu mai am poftă de mâncare. De ce? Nu mi-ajunge mie, eu îmi sunt mie dator. Lăcomia nu e numai în domeniul material al vieții, Locomia îi face pe oameni de râs și în domeniul vieții intime, nu mi-ajunge soția, nu mi-ajunge soțul, nu mi-ajunge niciodată. Vreau cât mai mult din toate, din ori toate domeniile, mie mi se cuvin toate, fără limită, cu cât mai mult, cu atât mai bine, cu cât mai mult pentru mine, cu atât mai multă bucurie pentru mine, mai multă fericire. Ce rătăcire, neștiindă călăcomia, îți zdrobește inima, îți distruge viața, îți distruge inima. Ce antidot este pentru lăcomie? Se predica din punct de vedere financiar. Care este antidotul? Dărnicia. În general, oamenii gândesc așa, câștigă cât mai mult și, în primul rând, a cheltuiești pentru a trăi, economisești pentru zile negre, și ce rămâne dai la alții. Dar de fapt nu mai rămâne, la lacom nu mai rămâne niciodată când nu le ajunge lor. Iisus a venit să inverseze, a spus, libertatea financiară constă în dăruiești în primul rând, economisești în al doilea rând și trăiești din ce rămâne. Aparent, pe termen scurt, asta pare o prostie, o limitare a vieții. Din proprie experiență, din experiența organizațiilor Bisericii Filadelfia și a oamenilor serioși aceasta este libertatea financiară, singura cale de a fi sigur că nu vei fi dator niciodată din punct de vedere financiar. De ce? În primul rând dăruiești, în al doilea rând economisești și îți adaptezi stilul de viață la ceea ce rămâne, la bugetul care este disponibil pentru aceasta. Doamne ajută la aceasta? Ca să scapi de lăcomie, trebuie să practici generozitatea dar ți se rupe inima. Trebuie cineva să... Ce să faci când știi că trebuie să dai? Duminica viitoare s-a anunțat o colectă pentru casa de rugăciune a bisericii din satul Țaregrad. Da? Știm că este bine, știm că este pentru gloria lui Dumnezeu, știm că va contribui acest proiect la mântuirea sufletului, la salvarea, la schimbarea acestei țări. Dar nu mi-ajunge mie știi că poți să-ți controlezi lăcomia dăruind la alții, dar nu poți să o faci. Ce-i de făcut când vrei să fii darnic, dar nu poți, nu te lasă inima? Nu te lasă inima? Și invidia. Invidia. Ce mai este și asta? Este acel dialog interior. Viața mi are. Vezi? și a cumpărat mașină mai bună, viața este nedreaptă cu mine. Eu meritam o mașină mai bună. A fost promovat. I-au mărit salarul. Eu sunt bătut de soartă. Am de-a face cu nenorocul. Eu trebuie promovat. Mie trebuia să mărească salarul. Se căsătorește, se mărită. Eu trebuia să mă căsătoresc, eu trebuia să mă mărit. Viața este nedreaptă față de mine. Viața mea mi este datoare. Când cineva se bucură, eu mor de necaz pentru că acea bucurie mi se cuverea mie. Succesul acelei persoane mă deranjează enorm pentru că de fapt ar fi trebuit să fie succesul meu. Noi cei care l-am urmat pe Domnul Iisus Hristos suntem și mai rău. La acest capitol, știți de ce? Pentru că în dialogul nostru interior, chiar când ne rugăm, explicăm că Isus îmi este dator. El Al altul -al binecuvintează pe mine. Nu, Isus îmi este dator. E nedrept Dumnezeu. Cerul, nici măcar în cer, nu este dreptate. Nici măcar Dumnezeu nu ține cont. De meritele mele. Nici măcar Dumnezeu nu știe câte mi se cuvin mie. Isus îmi este dator. Care este antidotul pentru invidie? Care este antidotul? Singurul, unul singur. Celebrează reușita, succesul altora. Dar da, nu-mi vine. Dar mi se rupe inima. Dar eu mai degrabă. La... Mai degrabă îi fac să plângă pe cei ce se bucură, ca apoi să plâng cu ei. Că scrie în Biblie, plângeți cu cei ce plâng. De parcă nu scrie în același verset, bucurați-vă cu cei ce se bucură. <laughs> Înțelegeți? Singurul antidot pentru invidie este a celebra succesul altora. Spunele din inimă. mă bucur pentru reușita ta. Spune, dar nu poți să spun din inimă. Spune o fățarnic. prima dată exagerezi. Până, până la urmă o să iasă autentic. Exagerează. Spune dincolo de ceea ce simți, ca apoi să simți ceea ce ai spus. Să te binecuvinteze Dumnezeu, să ajuți să te vindece Dumnezeu. Oameni buni, haideți să recunoaștem că în fața acestor repere, niciunul dintre noi nu suntem inocenți. Nici unul dintre noi nu suntem imuni. Toți suntem vulnerabili. Nu știu cum sunteți voi, dar în această zi inima mea nu este perfectă, nu este perfect sănătoasă. Sunt acolo răni. Sunt acolo lucruri care știu că trebuie să le fac și nu le pot face, nu mi ajunge puterea, nu mi ajunge curajul. Și mă întreb ce e de făcut. Și în inima ta, probabil, sunt fisuri, sunt sângerări, sunt sunt, dacă, dacă nu sunt răni, sunt cicatrice. Nu poți să continui așa cu sentiment de vinovăție. Nu, nu poți să continui așa. Nu poți așa să continui cu sentiment de revoltă, de răfuială, cu atitudinea aceasta a inimii, nu poți să continui cu starea aceea a inimii de la comie, nu-ți ajunge și nu-ți-i destul și nu ai reușit și mai îți trebuie și cealaltă. Nu poți să continui invidios, pentru că știi că nu mergi departe, știi că nu. ce ai de făcut? Ce să facem cu inimile noastre? Cu două de ani în urmă, Dumnezeu a devenit om în persoana Fiului său și el a apărut într-o adunare ca aceasta și a citit o profeție cu privire la el însuși. Isus a stat în sinagogă, în fața oamenilor, cu cartea Profetului Isaia și Evanghelistul Luca citează ceea ce a citit. Domnul Isus Hristos. Spiritul lui Iaheve este cu mine, El m-a desemnat să predic săracilor vestea bună. Isus a adus vestea bună și începând cu cei mai degradați oameni. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să anunț eliberarea prizonierilor. Cine este Isus? Isus este desemnat de Dumnezeu. Isus este expertul lui Dumnezeu pentru vindecarea, spuneți vindecarea, inimilor zdrobite. Isus este specialist în boli spirituale, boli emoționale, boli sufletești ale inimii. Și în această zi nu trebuie să faci mare lucru. Trebuie să vii la Isus să-ți vindece inima. Amin? dacă Isus îți vindecă inima, tu o să poți cere iertare. Dacă Isus îți vindecă inima, tu o să poți acorda iertare. Dacă Isus îți vindecă inima astăzi, tu ai să poți scăpa de la humie, ai să poți scăpa de Pregătește-te să vii cu inima ta, robită right?